Pentru noi un început și ocazie cu care am intrat și noi în familia fotbalului feminin. Deci această zonă și acest club nou înființat, care poartă denumirea de Armonia Dolhești, și au avut prilejul cu ajutorul primăriei ca să-și desfășoare activitatea acestui turneu pe marele stadion pe care l-a avut orașul Fălticeni de-a lungul timpurilor. Dumneavoastră vă este cunoscută prestația pe care au avut-o marea echipă a orașului Fălticeni, Foresta. Ocazie cu care vă reamintiți de fotbalul nostru din zonă. Mulțumesc celor care au participat. Invitației noastre. Mulțumesc colegilor și colegilor antrenori care au dat dovadă de mare calitate în ceea ce privește pregătirea acestor tinere. De aceea și Federația Română este mândră de aceste echipe pe care le are atât în Liga a doua, cât și în Superliga. Noi am invitat la acest turneu și echipa care a promovat, știindu-o că are o prestație foarte bună, de la CSM Iași. Această echipă și-a arătat la acest turneu și-a arătat calitățile într-adevăr, ocupând locul întâi. Aș ruga pe domnul profesor. În primul rând vreau să mulțumesc celor care au organizat această competiție. Este un curaj ca să intri în fotbalul feminin. Eu după vreo 30 de ani de fotbal masculin am crezut că va fi aproape imposibil să lucrez cu fetele, ținând cont de faptul că aveam o anumită mentalitate vis-a-vis de faptul că numai băieții ar putea să facă fotbal. Am fost uimit să văd că fetele sunt mult mai docile, mult mai ascultătoare și cu calități decât băieții și am realizat în 2 ani că performanța pe care o am cu ele este mult mai mare decât am avut-o cu băieții. De aceea aș vrea să vă încurajez pe cei care ați început să lucrați în fotbal feminin să investiți în 3 lucruri importante. Să oferiți fetelor încredere, siguranță și profesionalism. Dacă veți face aceste 3 lucruri, cu siguranță veți reuși să faceți performanță. Mulțumesc doamnei președinte pentru că am cunoscut-o la București și cu un efort mare, dar probabil că în spatele scenei au fost mult mai mulți cei care au reușit să facă acest turneu să iasă. Au reușit să organizeze un turneu superb. Pentru noi a fost extraordinar să fim aici. Am întâlnit echipe ambițioase și Prundul Burgăului și echipa locală Armonia, cu care nu ne-am întâlnit până acum niciodată. Vă spun un secret. Când am început noi echipa, eram cel puțin la jumătate sub nivelul vostru valoric. Și în 2 ani am reușit să punem această echipă pe picioare, ceea ce vă dă o încredere și un curaj că puteți să realizați mai mult decât am realizat noi. Ai Ducul SNL Fălticeni, îi acordăm această diplomă cu multă căldură. Acestor tineri dragi ale fetelor noastre. De asemenea, o participare deosebită au avut-o și în coordonarea activității Direcția Județeană pentru Sport a județului nostru prin domnul inspector Bărbulescu, pardon. Să nu ne uite! Ei, acum a rămas mai la spate, mai la urma clasamentului, dar ne bucură aprecierile colegilor, a profesorilor și a echipelor participante. Chemăm aici pe domnișoara. Poftim, domnișoara capitan de echipă. Și în cealaltă, amândouă capitane de echipă. Și le mânăm câte o diplomă.
noi le-am pregătit cele cuvenite, probabil că o să le primească printr-un mesager al nostru. Locul 2. Revine echipei Heniu. Echipa Heniu cu familia mare pe care noi am cunoscut-o, și transmitem de asemenea prin capitana dumnealor diploma care o va transmite mai departe jucătoarelor. Râmnitul, mult râmnitul loc. Iașul ăsta care, după cum precizează și guvernul, va fi capitala economică a Moldovei. Mă refer din punct de vedere financiar. De asemenea, transmit felicitări familiilor dumneavoastră de la Iași, familiilor mari ai fotbaliștilor pe care noi îi cunoaștem, suntem cu ei mari apropiați. Majoritatea din noi au terminat cursurile universitare în Iași, un mult drag nouă. Echipă! Domnul președinte, domnul director al direcției județene. Nu pot să mai completez decât tot cu mulțumiri la adresa echipelor care mi-au onorat prezența. Într-adevăr, pentru noi a fost benefic că am avut numai lucruri bune de învățat. Am apreciat spiritul de echipă, le felicit în mod special pe cele de la Iași, echipa din Iași, pentru noi este un exemplu de unire și de armonie între voi. Așa. Și nu în ultimul rând, mulțumim și celor de la Prundul Bârgăului, de la care tot la fel am avut lucruri foarte bune de învățat, și de la Reghin, iar fetelor noastre, au avut un examen și examenul a fost promovat, deci pot să meargă și să pășească cu încredere în viitor. Va fi bine, într-adevăr. Totul, să sperăm că va fi bine. După cum a spus domnul profesor, să mulțumesc în mod special domnului antrenor Daniel Marcel Artemie. A fost sufletul acestui turneu. Deci meritele mele nu sunt, deci nu ar trebui evidențiate în prim plan. Am fost cumva organizatoric, financiar, am ajutat cu ce am putut, dar de fapt, de toată activitatea și de tot ce a constat în amănunte, Daniel s-a ocupat și s-a ocupat cu trup și suflet în fiecare minut al zilelor care au fost premergătoare acestui turneu. Altceva ce să mai completez, atât cu mulțumiri, cu aprecieri, aș vrea să punctez și să cred, deci aș vrea tare mult și cu asta am și pornit și a fost ideea acestui turneu, să cred că pentru orașul nostru a fost ceva, nu știu, ceva, un eveniment mai deosebit pentru ultima perioadă, cel puțin la nivel sportiv. Faptul că am ieșit cumva în evidență, sper în evidență prin faptul că am reușit să aducem aceste echipe, am contribuit și noi pozitiv la imaginea orașului și sper că, nu știu, v-a făcut plăcere sau cel puțin să vedeți zona, să vedeți împrejurimile, ați cunoscut orașul și cred că v-a făcut o impresie bună, așa, la modul general. Cel puțin așa vreau să cred, că într-adevăr am ieșit și noi puțin în lume, în lume cu sportul și mai ales cu fotbalul feminin. Este ceva mai special. Din încântare știu că de două zile a legat continuu.
Felicit în primul rând înființarea Clubului Armonia. Îi doresc mult succes și mulțumesc tuturor participanților și organizatorilor și sponsorilor care contribuie la dezvoltarea activității sportive în județul nostru. Vă mulțumesc și mult succes!